Bună, sunt Asenca Alexandra și reprezint clasa a 7-a din București. Seară. După ce s-a mutat în bancă cu mine, am început să o remarc. Deja ne împrietenisem. Eram de aceeași vârstă și destul de asemănătoare în multe privințe. Complexul său de superioritate, îmbinat cu atitudinea sa pedantă, făceau din Frida Zilberblume un personaj dintre cele mai contrariate. Prefăcătoria era voalul cu care își acoperea capul în biserică. Trecea de la o stare la alta imediat. Uneori, visam că mă strigă. Aida, 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 strigă domnul Izidor către mine. Nu mai visa și concentrează-te la compunere. So langweilig, foarte plictisitor. Lipsește scânteia. Tu, Frida, ce ai scris? Îi luase lucrarea. Trâmbă din nas, ridică o sprânceană, își mișcă mustața albă și tuși. O întrebă dacă acele lucruri s-au întâmplat, iar ea afirmă prompt. Niște colegi din fața noastră i-au strigat. Nu te-ai săturat de toate minciunile? Spuseră cu un ton superior. Era cunoscut faptul că Frida avea niște povești extraordinare. Spre exemplu, odată a spus că a căzut pe scări și a găsit un bilet de amenințare în buzunar. Nu știam dacă e adevărat sau nu, însă dădea dovadă de o elocvență și credibilitate ieșite din comun. Sunt foarte gânditoare, spune Frida de multe ori, deși, uneori, nu știu dacă sunt gândurile mele. După care pleca. Nu știam unde sau de ce. Pleca pur și simplu. De ceva timp, de când stătea cu mine în bancă, șoptea. Mai am doar 3, trebuie să-i mai aduc. După care spunea, mai am una, trebuie să cumpăr. Nu știam ce să cumpere sau pentru cine. Până într-o zi, când am trecut pe lângă cimitir și am văzut-o. Am intrat, m-am apropiat tiptil de ea, în spate, ca să iau respirația sacadată și șoaptele ce se pierdeau în umbra lumii nemărginite. Azi m-am dus să-ți mai cumpăr, spuse ea și scoase 4 lumânări dintr-o pungă. Apoi se opri și vorbi mai mult pentru ea. Am mințit. Am mințit pentru că trebuia, pentru că simt nevoia. Se spune că omul are nevoie de un cămin și mâncare. Eu mă adăpostesc în minciuni și mă hrănesc cu iluzii. Dar îmi pierd mințile. Cugetul meu e undeva departe, ascuns în vocile celor care nu mă cred. Le spun că ești în viață. Uneori mă simt de parcă tu îmi transmiți părți din viața ta de dincolo, iar eu le găsesc locul în realitate. Dar iartă-mă dacă reveria mă cuprinde și tu devii minciuna mea. Mint, mint, mint. Ah, țipă ea, dând cu pumnul în piatra funerară, plângând. Nu mi-a venit să-mi cred ochilor. Era atât de ireal. Nu avusesem niciodată ocazia să mă întâlnesc cu persoana decedată, dar faptul că numele său era gravat pe mormânt m-a făcut să-mi apară fior pe șina spinării. Începeam să-mi fac o idee despre ce se întâmplă. De ce? Nu-mi puteam spune. Trebuia să aflu mai multe despre ce se întâmplase. Dacă teoria mea era corectă, atunci viitorul fetei era în pericol. Trauma provocată de moarte era prea puternică. În următoarele zile am avut prilejul de a sta mai mult timp cu ea. În timpul orelor era foarte agitată. Parcă voia să-mi spună ceva. Cum nu aveam liniște în pauză, singurul loc netulburat era banca. Eram persoana cu care petrecea cel mai mult timp. Într-o zi m-a surprins destăinuindu-mi o amintire cu mama ei. Mi-a spus că aseară mâncau înghețată și stăteau pe canapeaua ei maro din piele, urmărind ultimele episoade din serialul ei favorit. Am mai avut timp doar să-i spun. Știi, Frida, te-am văzut săptămâna trecută la mormântul, dar n-am mai apucat să termin, pentru că se ridică și izbucni în lacrimi, după care ieși. Am simțit totuși cum i-a alunecat mâna rece peste obrazul meu, lăsându-mi o urmă roșie. O provocasem, știu. Ea mi-a indus o stare de confuzie, o senzație de mister ce mă făcea să sap și mai mult, din ce în ce mai adânc. O compătimeam. Palma ei rece m-a făcut să ajung la o concluzie. Dar păstrez asta pentru mine momentan. Toți colegii mă priveau mirați. Le-am dat singura explicație pe care o aveam. Mă așteptam. Am respirat, după care am continuat. Este mitomană. Viața ei se bazează pe minciuni. Se păcălește singură, inducându-și o stare de adevăr. Se implantează în ea o realitate știută și, de asemenea, acceptată de mintea ei așa tare, încât ajunge să nu mai poată distinge minciuna de adevăr. E o boală incurabilă. Teama mea este să nu ajungă la o alienație mentală, cum ajung majoritatea mincinoșilor compulsivi sau la lucruri mai grave. Nici nu vreau să mă gândesc, țipă doamna profesoară de germană. Aida, ai idee de ce se comportă așa și unde este? Da, știu. Până atunci am să vă explic. Am fost săptămâna trecută la o plimbare pe strada H, pe lângă cimitir. Acolo, după pomi, stătea Frida și spunea ceva. A fost de ajuns ca să-mi dau seama ce s-a întâmplat. Nu a putut îndura trauma provocată de moartea mamei sale. Am tras aer în piept și am spus. Ce părere aveți despre mama ei? Bună, nu-i așa? Ei bine, țin să vă anunț că o ura. O ura cu patimă, cu ardoare. O ura pentru că nu-i oferea dragostea maternă. Îi desprețuia existența cotidiană. Minciuna compulsivă a ajutat-o psihic.
Suferea în tăcere, suferea prin minciuni, iar astfel se priva de dansul nebun pe care îl interpretam fiecare seară mama ei, pe canapeaua maro de piele. Colegii mei erau absolut uimiți. Tăceau. Încercau să facă legătura. Am surâs. Din clipa în care a vorbit la prezent despre întâmplarea cu mama ei, am priceput totul. Astfel, am mers împreună în locul în care știam că o voi găsi, la cimitir. Într-adevăr, era acolo. Stătea plecată peste sicriu, mânjită cu înghețată pe față, întrebând mormântul dacă vrea să guste. Am încercat să mă apropii, dar a vorbit, fără să-și ia ochii de la pământ. Probabil ați înțeles. Mama mea a fost o persoană schimbătoare, plină de crize. Am încercat să o consolez, să fiu lângă ea, cum e boala asta lângă mine. Dar n-a murit, este aici, iar eu mâncam înghețată cu ea. Dar uneori nu e și asta doare. Mai lins odată cornetul lent. Nu mă luați, nu mă duceți, căci cineva deja mi-a luat sufletul și mi l-a pironit între doi îngeri. Îmi venea să zbier de durere, pentru că fata asta nevinovată se desfăta în durere și neadevărul lumii. Petale de flori dansau în aer și se țineau lanț una de alta. Frida avusese curajul de a ni se destăinui în fața noastră. Dar noi știam de mult că sufletul ei se adăpostise într-o altă lume, o altă realitate. Probabil faptul că ne-a spus asta a fost singurul adevăr din această poveste. Uneori cred că eu sunt cea nebună, dar apoi îmi amintesc scena finală, cum se aude un țiuit intens, iar Frida plânge. Plânge, iar o lacrimă stinge o lumânare. Am decis că o să mai cumpăr una pentru mama Fridei. Este deja seară, dar nu mai știu ce s-a petrecut cu fata. Vă rog să facem și o poză voi trei primii.